Salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod Hashtag de prin culise. Astăzi facem cunoștință cu prima dragoste. Eu prima oară am luat contactul cu muzica ei prin prisma piesei I Love You alături de Satoshi. De altfel, o piesă cu un aport semnificativ, important în cariera sa. Ulterior, am dat un search pe YouTube și am început să mă adâncesc în muzica sa, ascultând piese precum Fosta alături de Amedeo sau live session-ul piesei Poem alături de Tatuni. Mi-a plăcut tare mult acel live session. În ultimul timp, genul muzical apoiat de a fost cel folkloric. Ascultându-i muzica, văzând-o pe scenă, întâlnind-o, am apreciat extraordinar de mult faptul că ea și-a păstrat, nu știu, autenticitatea asta, acel ceva al ei, simplitatea. E un om simplu, cu piese foarte frumoase, cu sentimente pure, cu care poți relaționa foarte ușor și foarte bine, mai ales atunci când este și vorba de folclor. Pentru că folclorul este parte din ADN-ul nostru, ne curge prin veni. Și am avut ocazia să o cunosc mai bine și să o văd live pe scenă la festivalul Dude, Where's My Tune, la Conac, ediția 2023, unde totul a fost de poveste. Locația, atmosfera, tot. Cânt de mic, că vin din familie de muzicieni, ok, marea parte din familie sunt muzicieni și n-am avut de ales. Făcut vioară, pian, terminat liceul de muzică Corumbescu din Chișinău. Undeva pe la de clasa 6-7 mi-am dat seama că pot să scriu piese noi și așa mai departe, să le cânt așa cum vreau eu. Și de unde numele proiectului Prima Dragoste? Care s-ar încadra în ce gen muzical? Experimental, eu nu mă opresc. Am fost pe pop, indie, pop, rock, acum mergem mai mult spre folkloric și așa mai departe. Da. Cine știe, poate la anul fac rap. Și de unde numele? Numele, da. De fapt, e foarte simplu și un pic dezamăgitor pentru unii. Mă căutam pe mine, de fapt, pe YouTube, acolo era un video unde eu cântam la liceu și am scris Alexandra Cebotar. Și primul video apare Alexandru Cibotaru cu piesa Prima Dragoste, era un cover. Și eu zic, măi, dacă numele e asemănător cu a meu, de să cumva să leg chestiile astea, că el e Alexandru Cibotaru, sau Alexandra Cibotar, hai să fiu eu Prima Dragoste, asta despre care el cântă. După asta a fost mai multe chestii, spre exemplu, taică mi-a ascultat Anatol Dumitrașa, care ea este piesa Prima Dragoste. Yeah. Și eu am zis că asta e semn, dacă eu am ales asta și taică mi-a ascultat mult piesa asta când eram mică. Prima Dragoste este ca un vis pe care l-ai avut odată și apoi îți petreci toată viața încercând să adormi ca să vezi din nou visul ăsta. Asta a fost o frază spusă de prietenă. Ok. Da. Eu urmam să te întreb dacă ăsta ar fi cumva light motivul proiectului tău muzical, Prima Dragoste, dar spui că nu. Care ar fi un light motiv al lui? Deci am început, de fapt, să scriu după prima despărțire cu Prima Dragoste și așa mai departe, dar nu am numit proiectul în cinstea primii mele dragoste. Pe urmă am transformat-o în așa mod că chiar cântam la început despre el. Acum cânt despre precedentele iubiri, atât. Okay. Sau viitoare. So yeah.
părinților că eu pot și că pot să-mi urmez visul. De exemplu, când eram mică și mă chiptă la mama și eu cântam într-o limbă inexistentă și spuneam că eu să-ți dau salut de pe scenă, mama, într-o zi. Poate pentru cineva e fugă după bani, după cineva este a demonstra unui om care te-a rănit în trecut, care l-a rănit în trecut și zice, iată, uite ce ai pierdut. Eu cred că asta e, însă și momentul de a-i dovedi mamei că eu pot. E un vis pe care eu vreau să-l împlinesc. Duci visul pe care l-ai făcut încă de mică la... Da. Să-l vezi. Sunt oameni care renunță la visele din copilărie și își petrec toată viața nu așa cum au vrut. Cumva artiștii sunt niște copii în corpuri de oameni mari. Am putea zice asta. Da, da. Ai dreptate. Și fiecare dintre noi ar trebui să fie copil. Care poate. Care, care își permite, stai, care își permite singur lui. Asta da, care se iubește ce nu își permite. Tu ai copilul treaz în tine, nu? Eu cred că el abia acum s-a trezit, de fapt, pentru că până acum eu încercam să fiu mai mare, eu încercam să demonstrez că eu sunt responsabilă, că eu sunt, adică încerc să fiu. Dar am observat că atragi mai multă lume în jurul tău când îți dai frâul liber, în sensul bun a cuvântului, când îți dai frâul liber și te arăți așa cum ești tu, copil, merge. Îngerile stau nemișcate, clopotele bat în spate, în pauză stă și lumina, e liniște moartea împrăvită. Murmuri de seară îți scriu, geamă și patimă în vin, va de răbdare. Naște muzica? Durere sau plăcere? Eu înainte spuneam că am nevoie neapărat de suferință ca să scriu ceva. Mulți oameni, nu neapărat artiști, aș spune, nu neapărat artiști, și nu știu, își omoară acea durere pe care o au prin a crea ceva. Adică, practic, durerea te ajută, dar aș spune că mai mult contează cât de puternică este durerea sau, din potrivă, fericirea pe care o să simți în momentul dat. Contează cât de puternic ce ești, să nu spun. Eu cred așa. Și mai apoi, cred că contează cât de puternic e și influențează și cât de mult o să aibă succes sau nu, respectiva piesă, pentru că oamenii simt treaba și reacționează la treaba aia, cât de puternic o fi sau nu fie. Cred că se numără și vulnerabilitatea. Banii de experiență pe scenă.
cunoști de mult și nu ești chiar atât de bine la propunerea mea. Nu închipuiți, cântă și ești piesă de ani buni. Asta da. Eu îmi strădui să o păstrez până când și de asta eu practic pentru fiecare concert scriu câteva piese sau de potrivă scriu tot programul din nou. În primul rând îmi fac mie un challenge ca să văd dacă eu chiar sunt songwriter sau doar numele din mine. Și de fiecare dată dacă prezint ceva nou, eu cred că acea vulnerabilitate nu pierde. Din potrivă, se renaște, se renaște, se renaște și devine cât mai frumoasă. Lucru și iar lucru. Mai multe lansări și mai puternice. Cât mai multe cântări, cât de mici, cât de mari, nu contează. În localuri, să faci un concert mic, ca să pot să strâng un pic de public, să pot să înțeleg publicul, să interacționez cu noi și așa mai departe. Vă mulțumim de suflet. Mulțumim, Dude. Mulțumim că m-a apărut de ștână serial. Sperăm să ne revedem mai târziu. Încă o dată și încă o dată. Pe curând! Ziua dragostei! Și ulterior, după concertul de acolo din festival, dintr-un cadru mai apaite de poveste, am vrut să merg și la un concert propriu de-al ei, la un concert solo de-al ei, într-un cadru un pic mai obișnuit, într-un club, la Control Club. Și mi-am luat și camera cu mine. Ați vrut să vină foarte mulți prieteni de-a mei din Moldova, ați închipui? Au venit doi oameni pe care nu de mult i-am descoperit sufletește și ei vin din Chișinău special la concertul ăsta, la Control, pentru mine. Ați închipui?
Cum te-ai simțit pe scenă asta seara? Cum a fost? În primul rând am avut lângă mine trupa Dora Gaetanović, care m-a salvat pe mine. M-a salvat ajutându-mă să facem orchestrația, aranjamentul, instrumentalele și așa mai departe. Și băieții sunt minunați. Băieții sunt minunați. Pe lângă muzicieni mai sunt și niște prieteni de nota 10. 10 baluri, băieți. Te rog, spui asta. A fost top. A fost top, a fost plin de energie și a fost plin de simțire. Noi ne-am simțit toți unii între alții și cu toate că eu eram fără lentile și nu vedeam absolut nimic pe scenă, nici de pe scenă, nici pe scenă. Eu am văzut cu asta, cu inimioara, am simțit-o. Ca o mică paranteză, înainte de a vă spune pe data viitoare, ascultați, explorați muzica dacă încă n-ați făcut-o până acum. În câteva luni ea urmează să lanseze și albumul Poveste cu nouă veste. Puteți de asemenea să o vedeți sau revedeți dacă ați fost și în ediția de anul trecut, din nou la festivalul Dude, Where's My Tune, la Conac, data asta ediția 2024. So yeah, eu am fost Darian cu seria Hashtag de prin colise și pe data viitoare.